Citesc un psalm și vă rog să ne ridicăm cu toții în picioare. Psalmul 84, pagina din Biblie 603. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu! Ferite de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Amin. Ferite de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Amin. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea, ia aminte Dumnezeului Iacov, Tu care ești scutul nostru, vezi Dumnezeule și privește fața unsului Tău, căci mai mult faci o zi în curțile Tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în cortul răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne, oștirilor, ferice de omul care se încrede în Tine. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Iubiții mei, ni se spune de către unele persoane, nu mai construiți biserici, ci construiți spitale. Vreau să vă spun că astăzi tocmai ați venit la un spital. Dar un alt fel de spital, un spital pentru suflet. Pentru că, iubiții mei, la fel cum trupul nostru are nevoie de pansament, de a lega o rană, de o anestezie, de o operație, la fel și sufletul nostru are nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Și mulțumesc mare lui medic că este prezent aici. O biserică frumoasă, un spital frumos. Dar vreau să vă întreb, cel mai frumos spital din România sau din Europa, nu? Dacă n-ar avea medici acolo, cu ce te-ar ajuta? Astăzi, mai frumos decât tavanul, decât stația, decât mocheta, decât orice altceva, e prezența Domnului între noi. Iubiții mei, am fost creați cu această dorință și spune în Eclesiastul că a pus în ei gândul veșniciei. Uitați-vă, omul, chiar dacă e budist, e musulman, e creștin, omul are în el dorința de a se închina. Iar astăzi, la Micești, s-a terminat renovarea unui spital, a unei case de rugăciune, a unui locaș în care se unește cerul cu pământul și Dumnezeu coboară. Iubiții mei, m-am uitat la acest psalm, am reușit să scriu câteva gânduri aici foarte repede și am identificat 4 categorii de oameni care se raportează cu biserica sau 4 locuri în casa Domnului sau în afara ei. Și aș merge așa de la cel mai de departe până la cel mai din lăuntru. Primul termen pe care îl găsesc aici este în afara bisericii, în afara casei Domnului. Auziți, decât o mie în altă parte. În altă parte. Oameni care spun, nu am nevoie de biserică, dar atunci când sunt în necaz, în probleme, parcă tânjește inima după ei să fie acolo, să fie undeva. Îmi scria dimineața o doamnă, o zis, domnul pastor, Dumnezeu nu există. Și i-am spus, vreau să vă aud că spuneți la fel când sunteți la ATI. Iubiții mei, sunt oameni, fiii lui Core într-o zi au fost duși în robie și se spune că Psalmul 84 a fost scris dintr-o robie. Probabil că n-au prețuit îndeajuns când era în Ierusalim casa lui Dumnezeu. Probabil că n-au fost totdeauna prezenți la slujbă. Și când au pierdut această casa lui Dumnezeu, au înțeles ce valoare are biserica. În altă parte, în afara bisericii, dacă mă doare ceva astăzi este că închisorile ni-s pline. Dacă mă doare ceva astăzi este că birturile ni-s pline. Dacă mă doare ceva în România astăzi este că la fiecare 5 minute se face o crimă, un avort. Ne-am ucis 21 de milioane de oameni din 56 până astăzi. O Românie și ceva. Știți de ce? Că oamenii preferă în altă parte. Dacă ar fi bisericile noastre cum e în dimineața asta, toate din România, vreau să vă spun că s-ar goli pușcăriile.
s-ar gori birturile, s-ar gori discotecile, s-ar gori alte locuri și s-ar umple casa lui Dumnezeu. M-a sunat un băiat într-o zi și atunci când sun pe cineva, de obicei te prezinți, că așa e frumos, și spui de unde sun, ca să putem avea o localizare și a persoanei și a locului. Și mi-a spus frate Cristi, domnul Cristi, nu pot să vă spun de unde vă sun și nici cine sunt. M-am supărat așa pe moment, însă el îmi spunea, tatăl meu a fost un păstor destul de cunoscut în România, care a bătut țara asta în lung și în lat și a predicat în multe biserici. Până undeva la 15 ani, mă duceam și eu cu el din când în când, însă la un moment dat am observat că trebuie să fac o alegere. Și mă uitam la băieții ăia cu BMW, cu geamuri fumurii, cu tricouri mulate, cu cercel aici, la care fetele se uitau și spuneau ce fain de băieți. M-am uitat la ceea ce oferă lumea. Și într-o zi am zis, tati, nu mai vin cu tine la biserică, nu mai vin cu tine la rugăciune, îmi place în altă parte. Undeva pe la 16 ani, spunea el, mi-am făcut bagajul. Am ieșit pe scări, am ieșit în curte și am plecat. Am lăsat doi părinți distruși în spatele meu, care au plâns. La tatăl meu i-am stricat mărturia, că dacă pruncul nu te ascultă și predice în alte părți, cam greu te mai crede lumea, nu? Deși nu întotdeauna e vina tatălui. A fost alegerea lui personală făcută la o vârstă matură. O zis, Cristi, tata mea a murit deja. După câțiva ani s-a îmbolnăvit de inimă, eu, prin comportamentul meu, i-am distrus sănătatea, i-am distrus viața, mama mea încă trăiește, se roagă pentru mine și am vrut doar să vă spun că am început să ascult predici pe internet, am început să citesc Biblia și aș da orice, o zis el cu lacrimi în ochi, să mai pot să ajung din nou la biserică. Am crezut că în altă parte, în afara bisericii Bucurie, am crezut că Biblia aia al tata care avea și care era răsfoită la maxim, nu poate să mă oferă ce mi oferă cluburile, distracția, drogurile, curvia. Domnul Cristi, vreau să vă spun astăzi că sunt într-un perimetru în Europa unde nu mi se dă voie să părăsesc. Lucrez pentru niște interlopi care mi-au spus clar, în momentul când ai plecat, viața ta s-a încheiat. Domnul Cristi, aș vrea să vin din nou în biserică, aș vrea să fac botezul. Aș vrea să stau aici și să mă bucur din nou de cântările frumoase, de predicile frumoase și nu am cum să ajung. Tot ceea ce sper, spunea el, este că Dumnezeu va ține cont de telefonul ăsta în ziua judecății ca o spovedanie, ca o mărturisire. Îmi pare rău de ceea ce am făcut, că puteam să rămân, dar am preferat în altă parte. Suntem creați din mai multe compartimente, iubiții mei. Avem în noi compartimentul educațional, familial, sentimental, spiritual, material. Fiecare compartiment are nevoile lui. Dacă mie mi-e foame, tu nu poți să-mi dai o diplomă, pentru că eu nu pot să iau soluția dintr-un compartiment și să hrănesc nevoia din alt compartiment. De aceea oamenii aleargă toată viața după lucrurile materiale, după distracțiile acestei lumești, că până la urmă ce doresc ei să-și acopere golul din sufletul lor. Vreau să vă spun astăzi o veste bună, golul din noi poate fi acoperit doar de prezența lui Dumnezeu. Amin, amin. Din păcate, unii își dau seama prea târziu de lucrul ăsta. Ei spun să mai cumpăr o mobilă, ei spun dacă iau iPhone 14 o să fiu fericit. Știți cât de fericit până apare 15? Și apoi s-a dus bucuria. Iubiții mei, fericirea mea, o zis Biblia, este să mă apropii de Domnul. Hai să ne apropiem mai aproape, în curțile Domnului. Mai găsesc aici un termen. Nu mai sunt în altă parte, sunt în curte acum. Așa spune aici psalmistul, versetul 2. Sufletul meu suspină și tânește de dor după curțile Domnului. Măi, măcar să ajung în curte, zice. Iubiții mei, ăștia sunt oamenii care fac un prim pas spre biserică, fac un prim pas spre Dumnezeu. Ei rămân uimiți. Ce frumos locaș, dar ei sunt în curte. Vin când am timp, asta spun ei, starea lor spirituală, asta înseamnă până la urmă, paralela care vreau să o fac. Vin doar când am timp, când reușesc. Îmi spunea cineva, frate Cristi, dacă făceai banner și anunțai pe WhatsApp că aveți evenimentul cu tare, veneam și eu, dar dacă n-ai făcut... Iubiții mei, eu nu mă duc acasă numai când am musafir, știți? Eu merg acasă pentru că soția mea e acasă. Și copiii mei sunt acasă.
Dacă ai făcut legământ cu Domnul, tu vii tot timpul aici, nu doar la evenimente, nu doar la lucruri fastoase. Vii tot timpul pentru că aici ai logotnicul inimii tale. Iubiții mei, în curtea templului, Iisus Hristos a întâlnit oameni care vindeau porumbei, oameni care făceau fel și fel de schimburi. Și Iisus Hristos nu a zis, măi, ce fain de voi în curte, știți ce a zis? O dărâmat mesele lor. O dărâmat. Într-o biserică vorbeau doi pe undeva pe penultima sau ultima bancă. Cu cât ai vândut mașina, zice? Era program de biserică, se predica. Cu cât ai vândut mașina, știți? Iubiții mei, oamenii ăștia sunt tot în curte. Eu nu vreau astăzi să rămână nimeni în curte. Eu astăzi vreau să facem un pas mai aproape de Dumnezeu. Auziți, în pragul casei Domnului, a treia etapă. Deci nu mai ies în altă parte și acum nu mai vreau să fiu nici în curte. În curte sunt oamenii care vin, dar nu schimbă viața, să știți. Am văzut oameni în România, dau like-uri la predici, lasă comentarii, spune, bă, ce bine ai predicat. Dar el mai departe face la fel ce a făcut. Am văzut oameni care merg la păstor, la spovedanie, în 31 decembrie și în 1 ianuarie o iau de la zero. Știți de ce? Sunt tot în curte. Iubiții mei, Dumnezeu astăzi vrea să facem un pas mai aproape. Amin, Doamne. Mai aproape de Dumnezeu. Nu doar să cred. Auzi, cred și eu că e biserica bună, e frumos. Dumnezeu există. Vreau să vă spun că am întâlnit demoni și draci mai credincioși ca mulți români. Auzi ce spune Iacov. Și draci cred și se... Înfioară. Știți că sunt români care spun că cred, dar nu se mai înfioară. Dracii cred și se înfioară. Dar nu să fie în rai. Nu se supă. Pentru că ei nu fac voia lui Dumnezeu, nu fac ceea ce Dumnezeu spune să facem. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să depășim curtea. Nu? Care dintre voi v-a fi bucurat ca noi să vă fi ținut în curte în frig în dimineața asta? Cred că nimeni. Nu? Nu mai sta în curte. Vino mai aproape, auzi, următorul pas. În pragul casei Domnului. Versetul 10, asta spune... Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Un pas mai departe. Și acum vă aduc înainte pe fiul risipitor. Vine de la porci, vine de la distracție. Știți că într-o zi eu plecat cu buzunarul plin. Nu vreau să supăr oficialitățile, mi-a plăcut foarte mult intervenția dumnealor. Dar o să vadă și ele și noi. Că unii ne iubesc cât timp suntem în funcție și apoi pleacă de lângă noi. Unii ne iubesc cât timp avem ceva în buzunar și când nu le mai dai, nu te mai caută. Fiul risipitor într-o zi a plecat de acasă cu buzunarul plin și a zis, cumpăr eu KFC-ul, plătesc eu la Mac, plătesc eu la restaurant. Și când plătești tu și când dai și când toată ziua ești undeva unde poți să dai un telefon, toți te caută. Numai că într-o zi când o băga mâna în buzunar, fiul risipitor scria fonduri insuficiente când o băga cardul la bancomat. Îmi scria o doamnă azi dimineață, domnul pastor, am ajuns și eu în curte, biserici. V-am ascultat acum două săptămâni, Dumnezeu mi-a vorbit. Însă problema este că într-un moment greu din viață am girat cu casa și banca mi-a trimis de nenumărate ori semnale acasă și ultimul semnal este până marți. Trebuie să plătesc 120 de milioane. Am vrut să mă sinucid săptămâna trecută, dar n-am avut curajul să fac. Domnul pastor, ce să fac? Vedeți câte limite avem noi ca și oameni? Am stat și m-am gândit lângă doamna asta când are 120 de milioane. Câți o mai caută? Câți o mai sună? Din toți colegii de facultate, din toți colegii de la școală, câți te mai sună? M-am gândit. Fiul risipitor a plecat și într-o zi nu mai a avut nimica și a mers și a lucrat la porci. Și acolo la porci, când lucra, a zis, măi, ce frumos era acasă la tată. Auzi, tata rămâne lângă mine și când nu mai am bani în buzunar. Că spunea o poezie compusă de o femeie care are acasă un copil paralizat de 25 de ani la pat. Când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Doamne, slavă Domnului. Dar n-aș vrea să... Asta, pentru asta predicăm astăzi. Că n-aș vrea să ajungă nimeni să nu mai vină nimeni ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Eu m-am pocăit când eram sănătos. Nu vreau să mă pocăiesc pe patul de spital, când nu mai am poate șanse multe.
Eu m-am pocăit că mai aveam ceva în buzunar, că nu vreau să mă pocăiesc, că nu mai am nimica, că nu mai am prieteni. Dar fiul risipitor a ales lucrul ăsta. Și într-o zi vine acasă la tata și când dă să calce pe scări, să intre în casă, a zis tata, numai puțin. E bine, e frumos, ești pe prag. Vreau să intri în casă, a zis tata. Dar să nu uiți un lucru. În casă ne schimbăm haina, adică ne schimbăm viața. Tu miroși a porci, nu te condamn pentru asta, dar nu există Chanel care să poți să-l dai peste pornografie. Nu există niciun Dior care să poată acoperi minciuna. Nu există costum care să poți să-l pui pe un om compromis. Oamenii văd imaginea noastră, Dumnezeu însă vede dincolo de cămașă. O zis tata, tu încă miroși urât, du-te schimbă-ți hainele și apoi îți dau o veste bună, de pe prag poți să intri înăuntru. Știi ce spune Biblia în Luca 15:28? Că tot pe prag a venit și fratele său. Ăsta a mers să se schimbe și între timp vine fratele său pe prag. Luca 15:28. Și fratele său a zis, ce? Ce se întâmplă? De ce e bucurie în casă? Și spune Biblia, s-a întărâtat de mânie și nu vroia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Uite, fratele tău se schimbă, facem bucurie, e o sărbătoare frumoasă, hai înăuntru, zice. Și-a zis, nu, zice, dacă și pe ăsta le iartă Dumnezeu, zice, eu cu el, eu, așa Dumnezeu nu-mi trebuie. Asta o zice cineva zilele trecute într-o biserică, dacă și pe asta o iartă Dumnezeu, mie așa Dumnezeu nu-mi trebuie. Iubiții mei, să știți că niciun doctor nu poate vindeca un bolnav care nu recunoaște că e bolnav. Și primul pas ca Dumnezeu să te ierte este să recunoști că ești de vină. Eram undeva în județul Timiș și la finalul bisericii, exact acolo pe prag, un tânăr plângea. Era căsătorit de câțiva ani, m-am dus la el, toți au plecat acasă. Am rămas eu, păstorul și el și am zis, de ce plângi? Și a zis, frate Cristi, am acasă o soție frumoasă, binecuvântată, care mi-a dorit copii extraordinari. Și eu, pentru că m-am depărtat de Dumnezeu, am început să fac niște lucruri care îmi distrug familia și îmi distrug casa și noi mergem în faliment spiritual în fiecare zi. Și am întrebat o întrebare grea. Zic, cine-i de vină pentru asta? Și așteptam să zică păstorul, preotul, primarul, guvernul, că asta spun românii în fiecare zi. Toată ziua spun că altcineva e de vină. Asta s-a întrebat. Iubiții mei, primul pas ca să fie o reformă în România este să zic eu sunt de vină. Și asta m-a zis bărbatul acesta. Eu sunt de vină. Era tot plâns. Ne-am rugat pentru el, o mers acasă bucuros. L-am întâlnit anul trecut din nou. O trecut deja vreo 2 ani. Și am zis, cum e? Și au zis, frate Cristi, mult mai bine. Slavă mult mai bine. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să nu mai stăm pe scări. Să nu mai stăm pe prag. Să intrăm înăuntru. Amin. Undeva la 80 de ani se spune că ar fi lucrat Noe la corabie. Știți că erau mulți acolo în pragul corabiei care puteau să intre și noi intră. Și vine o zi că nu contează dacă ești pe scări, dacă ești în curte sau dacă ești în altă parte, că tot afară ești. Și spune Biblia că Dumnezeu a închis ușa după Noe. Important e să fii înăuntru și ăsta e ultimul pas pe care vreau să vi-l spun. În casa Domnului. Nu în altă parte, nu în prag, nu pe scări, ci în casă. Auziți? Nu în curte, ci în casă. Versetul 4. Te rog să-l afișez, că e foarte important că e legat de 5. Ferește de cei ce locuiesc, nu care vin în casa ta. Una e să vii la biserică și alta e să faci parte din biserică și să duci biserica cu tine la Kaufland, la mall, la fabrică, la facultate, oriunde ești. Să faci parte dintr-o comunitate care îl reprezintă pe Dumnezeu la primărie, în guvern, în Ungaria, în Belgia, în România, să fim la fel, nu? Cu coloană vertebrală, cu integritate, cu compasiune pentru semeni. Ce folos ar fi ca soția mea să aibă un soț deosebit în biserică și când a plecat acasă? Iubiții mei, auziți, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încredere. Așa cum ascultați versetul 6. Doar cei din casă au parte de această binecuvântare. Când străbat aceștia valea plângerii,
O prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Cu binecuvântări. Doar cei din casă, când îs în cancer, pot să mai spună mulțumesc Domnului și pentru asta. Am sunat-o pe soră bolnavă de cancer marți din biserica noastră, nu o să-i spun numele. O zi s-a de Cristi când doctorii din Deva, din Cluj și din alte părți m-au văzut diagnosticul, m-au respins toți. Mai am o singură șansă la București. Și am pus o întrebare grea. Și dacă nici acolo nu se rezolvă, ce faceți? Și în loc să-mi zic că o să blestem pe Dumnezeu, o să-mi smulg părul din cap, o să mă dau cu capul de pereți, o să mă duc la vrăjitori, nu știu să fac, și m-a zis, dacă și acolo mă respinge, sunt pregătit. Doar omul care e în casă, doar omul care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi, înțelege că cel care ne dă sănătate ne poate lua când vrea El. Cel care ne-a dat viață ne poate lua când vrea El. Cel care face ca inima mea să bată de 100 de mii de ori în 24 de ore, fără acumulator, fără baterie, fără priză. Poate spune inimii mele să se oprească când vrea El. Cel care a spus ficatului să facă 500 de funcții pe zi, poate să-i spună ficatului să se oprească când vrea El. Întrebarea mea e, atunci când Dumnezeu îți va lua binecuvântările care ți le-a dat, vei putea preface valea de lacrimi într-un loc plin de izvoare? Ce frumos e în casă, nu? Acum vreau să vă întreb, v-ați bucurat să vă vine copilul din Franța și să stea pe scări? Să-ți vină din Belgia, plecat de 10 ani de acasă și să stea în curte, așa, numai să te clansoneze. Nu ți se rupe inima ca și mamă? De ani de zile Dumnezeu așteaptă să intri în casă. Te-o creat, te-o binecuvântat, ți-o dat binecuvântări extraordinare, ți-o dat funcție, poziție, ți-o dat frigider plin, ți-o dat inteligență, ți-o dat puterea să faci o școală, puteai să te naști în Uganda, să fii un copil care mănâncă ce găsește prin pădure sau prin ierburi. O zis Dumnezeu la un moment dat, ce aș mai fi putut să fac viei mele și nu i-am făcut. Iubiții mei, așteaptă Marele Stăpân, așteaptă Părintele nostru să intrăm în casă. Să nu mai stăm pe scări. Atâtea mame bucuroase am văzut în momentul când au intrat copilul la masă. Când s-au pus, mă, și dacă nu au mâncat de a 10, și dacă nu au mâncat, dar faptul că el e la masă, vreau să vă întreb, din copiii pe care aveți, dacă unul vă lipsește și se joacă în curte și voi mâncați, puteți mânca bine? Parcă vrei să-i vezi pe toți împreună. Bucuria de plină, iubiții mei, este când suntem toți. O zis Domnul Iisus Hristos, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, credeți că n-ar putea Iisus să forțeze ușa? N-ar putea da cu piciorul să intre în viața ta, să te îngenuncheze într-o secundă? Dar El nu vrea dragoste cu forța, că dragoste cu forța se numește, nu pot să spun la învă. El vrea dragoste de bunăvoie, nu abuz. Și-o zis, bat la ușa ta să fim împreună la masă. Să fim împreună. Și auziți, voi cina cu El și El cu mine. Că mulți părinți mănâncă copiii la masă, dar copiii stau pe telefon. Ei cu părinții nu mănâncă. Știți? Închei spunându-vă că am avut harul să ascult un bărbat din America. Și vă redau mărturia lui pe care el însuși a spus-o. Erau doi frați la părinți, erau copii amândoi, nu erau telefoane atunci ca și astăzi, computere, laptopuri, tablete. Și spunea el, ne jucam puzzle, eu cu fratele meu, și lucream din greu ore întregi pe un puzzle și la un moment dat venea tata, fără să-l vedem așa încet, erau toate piesele împrăștiate prin camere ca să le putem combina, să le putem pune împreună. Și tata venea și lua o piesă, o băga în buzunar și pleca. Și noi ne chinuiam și după 2, 3, 4 ore, 5 ore de muncă, totul era bine, dar lipsea o piesă. Ne-am fi dus să-i chemăm pe părinți să vadă la ce am lucrat, dar nu puteam că lipsea o piesă. În cele de urmă venea tata și îi spunea, dragi copii, eu am luat piesa asta că am vrut să vă învăț ceva.
Nici o imagine nu e întreagă câtă vreme lipsește o piesă. Nici o familie nu e întreagă câtă vreme lipsește cineva. Nici o biserică nu e întreagă câtă vreme mai sunt scaune libere. Și tata punea piesa la loc și apoi își strângea copiii în brațe. Unul din cei doi a rămas ca și acești copii în biserică, apoi în cor, în comunitate. Unul dintre ei a zis, eu vreau în altă parte. Și ca să știți cum e, dacă vrei să te distrezi lângă tata care e păstor, nu prea poți. Că toată ziua te bate la cap cu Biblia, vezi că e program marți, joi, duminică, și atunci eu l-a zis, n-am altă șansă decât să mă duc în altă parte, în alt stat. Și acolo a început viața destrăbălată. Vineau scrisori de acasă din când în când în care mama, tata îi scriau, nici nu le deschidea măcar. Că este o vreme când părinții te stresează și este o altă vreme când spui, dacă ar mai trăi mama, aș întreba-o. Știți? Și într-o zi a venit o recomandată și și-a dat seama că e ceva important și a deschis-o. Și scria în recomandată, mama, tata e pe moarte, tatăl tău e pe moarte, dacă vrei să-l vizitezi, să-l mai prinzi în viață, ăsta e etajul, ăsta e spitalul și ăsta e orașul. Și salonul. Parcă s-o trezi ca dintr-un vis. O luat un taxi, a fugit la aeroport, a luat un bilet, avion, a coborât, nici nu mai mers pe acasă, a mers direct la spital și fugea pe scări ca să-și prinde tata în viață. A pus mâna pe ușa de la salon și o ezita pentru câteva secunde. A deschis ușa și a găsit un tată cu mască de oxigen întins pe pat, care nu mai vorbea. O mers, s-o prăbușit lângă pat și a zis, tati, eu sunt piesa lipsă. Tati, te rog să mă ierți că de multe ori ați fost la biserică și n-am fost. Eram în altă parte. Tati, mi-aș dori din nou să putem fi la masă împreună, să putem merge împreună spre cer. Nici nu știa dacă tata l-auzea sau nu. Tata l-a auzit, însă nu a mai putut să răspunde. După câteva ore, a închis ochii pentru totdeauna și el a mers la pastor și a zis, Doamnă pastor, nu mai vreau în altă parte, vreau înăuntru. Vreau în casă. Mi-am distrus sănătatea, mi-am distrus viața, am căutat ofertele lumii și plăcerile ei și n-am rămas cu nimic. Însă acolo, pe patul de spital, am găsit un tată uscat de poș și de rugăciune. Am găsit un tată care ar fi vrut să fim toți împreună. Iubiții mei, închei spunându-vă că e frumos tavanul, e frumos pereții, sunt frumoase termopanele care le-a spus, dar cei mai frumos sunteți voi. Noi vom pleca de aici, însă aș vrea să cred că biserica asta poate să fie plină totdeauna. Și îmi doresc. Dar asta ține de dumneavoastră. Nu doar la evenimente, nu doar când suntem invitați, nu doar la zile fastoase, ci și atunci când aveți rugăciune și poate nu vin decât 5-6 oameni, să știți că Dumnezeu vine. Așa mă bucur că Dumnezeu nu vine numai la inaugurări. Așa mă bucur că Dumnezeu a zis așa, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, dacă ați băgat 100.000 de euro, vin și eu, așa au zis. Nu. O zis, dacă s-au adunat în numele meu, sunt și eu acolo. Vă doresc astăzi să nu mai fiți nici în altă parte, nici în curte, nici pe prag, ci înăuntru. Cine e înăuntru aici, când vine răpirea prima înviere, va fi înăuntru și cu Domnul. Amin.